A strigă-te, iubesc, stai în umbra mea. Și mă topesc, dar mă topesc de dorul tău. Simt că mă rup în bucăți și-mi pare rău. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi colorai visele, le-le-le-le. Dar acum și cerul meu albastru negru colorai visele, visele. Acum sărutul lui pe fruntea mea închide porțile spre lumea mea. Și mă topesc, dar mă topesc de dorul tău. Simt că mă rup în bucăți și-mi pare rău. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi colorai vise. Ianca Mihai. Hai, Andra, că am văzut că ai sorbit-o din priviri. Ce frumos a cântat. Toată lumea știa acest cântec, dar parcă a fost o altă variantă, nu știu. Parcă la asta mă așteptam. Asta așteptam, să vii, să o complici, să o cânti, dar în același timp să fie complicată, dar să o cânti cu lejeritate. De fapt, asta mi se pare special la tine, știi? Că faci niște lucruri foarte complicate, dar le faci cu lejeritate. Aparte. Și asta vine dintr-un mare, mare talent pe care l-ai. Wow, ce frumos a fost! Flor, și avem ceva în comun. Numele meu de fată, de domnișoară, înainte de măruță, știi? Era Mihai. Mihai. Suntem neamuri cumva? Că prea talentată ești, nu știu. Auzi? Suntem neamuri cumva că prea talentată ești. Întreabă-l pe tatăl tău! Bine, foarte, da. Foarte bine, felicitări! Sper din suflet să te văd în finală. Sper. Andy, Bianca, te-am ascultat cu mare atenție. Cred că indiferent ce piesă ai interpreta, rămân la aceeași părere. Eu cred că tu îți datorezi ție să ajungi la Berklee College of Music, care este cea mai prestigioasă școală de muzică din lume. Bine, Andy. Și cred că am și ideea cum să faci rost de banii cu care să ajungi la școala asta, pe care să investești în școala asta. Să cânte pe stradă. Te duci și câștigi vocea României. Wow. Până atunci, Andy... Poate să câștige România au talent. România au talent, adică... Deja îi ajunge și de vacanțele de la Berklee. Da, e genială. Să-l asculți pe Andy, că e genială ideea lui. Bianca, mă uitam la tine, te știam că ești impecabil atunci când cânti, dar mă uitam și cumva, nu știu de ce, mi-a adus aminte, văzându-ți ochii, de Anca Parghel. Ai ochii Ancăi Parghel. Mi s-a mai spus, da. Ai ochii Ancăi Parghel și Dumnezeu a făcut să și cânți așa ceva. M-a emoționat profund și în preselecții
Iar acum ai topit. Ești inventată pentru treaba asta. Și mă bucur că te-ai prins singură și că bunica ta ți-a deschis ochii, ți-a deschis drumul, ți-a deschis universul. Să nu părăsești drumul ăsta, că faci prea bine ce faci și pune-te pe treabă, câștigă bani, câștigă Românii au talent, puneți mâna și votați-o. Merită. Și dacă nu o să câștigi, Românii au talent, dar noi îți dorim acest să câștigi și vocea României. Până atunci, sigur, ai câștigat inima lui Florin Călinescu. Nu, e vorba despre inimă. Pavele, tată de trei fete. Aici este vorba despre rațiune. Mă faci să clipesc. Clipește totuși. Nu-mi dau seama absolut deloc cum se petrece în căpșorul tău procesul matematicii sau ce matematică studiezi. Da. Programare, nu? Da. Programare am studiat și eu, dragă Smiley, și n-am ajuns să cânt ca și ea. Ok, nu pricep absolut deloc legătura, dar acum o văd, spre deosebire de Berkeley și de sfatul pe care ți l-a dat Andy acum și de sfatul pe care ți l-am dat eu prima dată, acum mă gândesc că ar fi mișto în Silicon Valley să cânți de nebun așa cu câteva milioane de dolari în buzunar. Poate revoluționezi industria asta și faci un soft, o chestie care să cânte, pentru că sunt foarte mulți care cântă fără să aibă talentul tău. Doamne ajută! Voi! Auzi, Pavel, Bianca, tu știi, ești și hacker? Nu, încă nu și nu. Da, încă nu! Da, încă nu! Încă nu! Auzi, Pavel, dar poți să umble la sistemul de vot online și poate... Doamne, nu, dar poate să umble la, la stânga lui. Nu se poate face așa ceva. Nu se poate? Este impenetrabil sistemul. Doamne ajută! Ce bun! Bine, stăm la sisteme. Dacă Bianca e finalista voastră, aveți răbdare până după start vot. Când o puteți vota la 1264 prin SMS cu numărul 06 sau online pe romaniaautalent.protv.ro, pe Bianca Mihai. Inima de stele, eu ți-am dat visele mele. Am venit la România au talent să capăt încredere în mine. Am ales să fac matematică informatică pentru că eram nehotărâtă în privința a ceea ce vreau să fac în viitor. Nu știam dacă eu sunt destul de bună încât să apar în fața lor și să le zic ok, asta sunt eu. Ascultați-mă. E multă creativitate la mijloc. Să iei o temă populară cu care să jonglezi soul și jazzy în toate direcțiile și gamele cu mare lejeritate, nu-i deloc ușor. Te duci acasă, deschizi geamul și arunci computerul pe dreapta. Ești făcută pentru muzică, să știi. Dă-ți bazma mai după ochi și vezi. Da, l-am ascultat pe Florin Călinescu și am distrus toate calculatoarele care mi-au ieșit în cale. Gândiți-vă cum ar fi ca fata asta peste 3-4 ani să stea într-un laborator secret undeva, să gândească cum să termine ea după virgulă la pi, 3,4, știți chestia care nu se termină niciodată. Ha? Hai să fim serioși totuși. La România au talent, mi-am dat seama de cine sunt și ce îmi doresc cu adevărat. Îmi doresc să fac oameni fericiți și am descoperit că pot face asta prin muzică. Cea care a descoperit pasiunea asta care ardea în mine pentru muzică a fost bunica mea. S-a decis să-i convingă pe ai mei să mă dea la Cantum. A fost o luptă de vreo câțiva ani, pentru că ei nu voiau să audă de așa ceva. A reușit într-un sfârșit. Bunica mea nu mai e. Și am venit într-un fel aici, pentru că știu că ea își dorea de foarte mult timp să apar. Cred că i-ar fi explodat sufletul de bucurie dacă m-ar fi văzut aici. De la bunica mea am învățat să trăiesc clipa și să mă bucur de fiecare om din viața mea. Și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o dă. Am învățat foarte multe de la ea, pentru că m-a motivat mereu să vreau să fiu mai bună. Știu că sunt făcută pentru muzică, nu cred asta, o simt. Și dacă nu o fac acum, când am 17 ani, atunci când?